Bun găsit! Creierul este un organ sensibil care funcționează în continuu. Ce facem pentru a-l menține sănătos? O dietă echilibrată formată din fructe și legume și cât mai puțină mâncare procesată. Nu există o dietă perfectă pentru creier, însă neurologul Ana Maria Vlădilă ne spune ce să facem pentru o minte sănătoasă cât mai mult timp. Nu uitați, și somnul și sportul joacă un rol important. Doamna doctor, care sunt alimentele benefice pentru creier? Cum avem grijă de mintea noastră din punct de vedere alimentar? În ultimii ani sunt tot mai multe informații medicale validate pentru o dietă mediteraneană, adică o dietă care să fie bogată în fructe și legume proaspete, în semințe, nuci, cereale integrale, ulei de măsline, carne albă, în special cea de pește, și cât mai puțină carne roșie. Asta nu înseamnă că o scoatem complet din alimentație, dar ar trebui consumată în cantități mici față de celelalte alimente pe care le-am menționat. De asemenea, evitarea tuturor alimentelor foarte procesate pe care le găsim în comerț. Cum ne menținem creierul sănătos, așadar, în afară de alimentația pe care ne-ați spus-o, ce ar trebui să mai facem? Ar trebui să evităm sedentarismul, ar trebui să avem o activitate fizică săptămânală. Practic, recomandarea actuală e pentru aproximativ 3-4 ore de activitate fizică cumulată într-o săptămână. Fie că vorbim despre un mers în pas mai rapid, despre un not, despre mersul pe bicicletă, despre jucatul de tenis sau alte activități care ne fac plăcere, toate contribuie la un metabolism care să ajute creierul să își mențină un tonus, și nu numai creierul, ci și musculatura. Dacă suntem sedentari, practic suntem predispuși să avem hipertensiune arterială, să nu mai folosim corect glucoza pe care oricum o ingerăm din alimentație, să ajungem la diabet sau să avem probleme legate de somn și comportamente alimentare care nu sunt corecte și pe care ajungem cumva să le perpetuăm din cauza lipsei de mișcare. Și dacă tot vorbeam de alimentație, ce se întâmplă în creierul nostru atunci când mâncăm prost? Când mâncăm fast food, când exagerăm și cu alcoolul și cu zahărul? Trebuie să ne gândim că toate alimentele pe care noi le ingerăm sunt descompuse în organism și sunt folosite pentru a sintetiza compuși necesari creierului și organismului în general în metabolism. Vorbim despre proteine, despre lipide, despre glucide pe care trebuie să le folosim. Dacă ingerăm foarte multe alimente hiperprocesate, vom avea o calitate mult mai proastă a acestor compuși pe care suntem nevoiți să-i sintetizăm pentru a putea să lucrăm. Și de asemenea, nefolosind toate lipidele și toată glucoza pe care o ingerăm, ea va ajunge să se cumuleze în depozite, mai ales depozite de lipide. Și asta va duce la obezitate, în principal. Cu obezitatea vor veni apoi diabetul, hipertensiunea și, practic, ne vom crește riscul de a avea un accident vascular cerebral sau o hemoragie cerebrală. Ar mai fi și discuția despre zahăr. Zahărul este sau nu este bun pentru creier? Depinde de unde ne luăm glucoza. Dacă ne luăm din fructe, ea e binevenită. Bineînțeles că nu trebuie să consumăm kilograme de fructe într-o zi, ci totul să fie dozat. Dacă vorbim despre dulciuri, foarte multe glucide care provin din paste, din pâine, atunci acestea au o calitate mai deficitară și ajung cumva să se depună, să ne influențeze metabolismul și să ducă la diabet. Deci avem nevoie de glucoză, dar trebuie să ne alegem sursele de unde o luăm și cantitatea să fie proporțională cu activitatea pe care o avem. Deci să consumăm zahăr natural, cum s-ar spune. Zahăr natural, da. Și odihna joacă un rol important în sănătatea creierului. Da, o privare de somn duce în timp la tulburări de concentrare, la incapacitate de a sintetiza informații noi și pe durata mai multor ani poate să crească riscul de tulburare cognitivă. Așadar, o dietă sănătoasă și mult somn ne ajută să fim sănătoși la cap, cum s-ar spune, mult timp. Da, și să nu uităm încă o dată importanța activității fizice. Și sportul, da. Și nu numai fizică, și cognitivă. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem și mâine cu alte sfaturi.